ziua! Voi încerca în câteva minute să descriu, să vă spun câteva cuvinte despre acești indici, care sunt formulele după care se calculează avantaje, dezavantaje. Pentru început, câteva noțiuni în privire de teledetecție. Vom începe cu câteva definiții despre ce este teledetecția, și anume o definiție dată de către Thomas în 1979. Este știința și arta de a obține informații utile despre un anumit obiect, areal, fenomen. Prin analiza datelor achiziționate folosind un instrument ce nu intră în contact cu obiectul, arealul sau fenomenul investigat. O altă definiție, ce mi s-a părut mie relevantă, al lui Burley, măsurarea și analiza radiației electromagnetice reflectate de, transmisă prin sau absorbită și refractată de atmosferă, hidrosferă și de obiectele existente pe suprafața terestră, cu scopul înțelegerii și a gestionării resurselor și mediului terestru. Informațiile de teledetecție sunt stocate sub forma imaginilor obiectelor și a fenomenelor acestora. Teledetecția folosește radiațiile electromagnetice ce au rol de purtător de informații. În câteva cuvinte care sunt principiile teledetecției, și anume sistemele tehnice de teledetecție se bazează pe comportamentul radiațiilor incidente pe suprafața terestră. Astfel, cele mai multe aplicații utilizează în principal radiația solară, incidentă. Corpurile și fenomenele de la suprafața Pământului interacționează cu radiația electromagnetică prin procese de reflexie, absorție și emisie. Astfel, o parte din energia incidentă de pe suprafața terestră este fie reflectată, fie absorbită, fie transmisă de către obiectele în diferite grade, pe diferite lungimi de undă. Cam așa arată un flux al operațiilor în domeniul teledetecției. Avem nevoie de o sursă de energie, aceasta emite radiații, trec în atmosferă, interacționează cu obiectele din atmosferă și de la suprafața terestră. O parte dintre acestea sunt, după cum am amintit și mai devreme, fie absorbite, fie reflectate către un receptor, sunt procesate, se interpretează și, în final, sunt folosite în diferite aplicații. Pentru a trece mai departe, câțiva termeni esențiali în domeniul teledetecției, și anume spectrul electromagnetic. Reunește toate intervalele de lungimi de undă detectabile și măsurabile cu diferite mijloace. Spectrul electromagnetic permite, prin intermediul acesta, permite să distingem un obiect față de altul și a unui fenomen față de altul. Un alt termen este reflectanța. Este o caracteristică a obiectelor ce compun mediul terestru de a reflecta o parte a radiației solare incidente în direcția senzorului de teledetecție. Un alt termen, răspunsul spectral, este reflexia sau emisia undelor electromagnetice de către obiecte sau fenomene de la suprafața Pământului. Și un ultim termen, semnatura spectrală, este răspunsul spectral înregistrat de senzorii de teledetecție. În continuare, vom intra direct în pâine, ca să zic așa, și anume voi încerca să definesc o parte din indicii diferențiați de teledetecție. Ce este un indice normalizat de diferențiere? Aceștia sunt exprimați sub formă de imagini noi, în tonuri de gri, rezultat al diferitelor operațiuni aritmetice între anumite benzi spectrale. Acestea se bazează pe amplificarea semnaturii corespunzătoare benzilor spectrale în care un anumit element are cea mai mare reflectanță și, respectiv, diminuarea răspunsului spectral în banda în care elementul respectiv are cea mai mică reflectanță. Este o definiție de Mihai Bogdan în 2007. Pixelii ce compun noua imagine au valori cuprinse între minus 1 și plus 1. Aceștia pot fi aplicați pe produse multispectrale obținute fie de la NASA, de la Modis, Aster, Sport,
9A și așa mai departe. Cel mai folosit indice, cred eu, este, care se mulți dintre cei prezenți în sala auzite, este indicele normalizate de diferențiere al vegetației, așa numitul NDVI. A fost introdus în literatură în anul 1973 de către doctorul Gemurus. De la ce s-a pornit? De la faptul că valorile NDVI variază în funcție de absorția radiației solare de către clorofilă în zona spectrală roșu și reflectă în zona spectrală infraroșu apropiată. După cum am zis, valorile sunt cuprinse între minus 1 și plus 1. Imaginea nouă obținută în tonuri de gri va avea valori de plus 1 acolo unde sunt tonuri deschise și sunt specifice în special zonelor cu vegetație densă, un exemplu pădurile de foioasă și nu numai de conifere. Iar valorile apropiate de minus 1 sunt exprimate în tonuri de în tonuri închise și reprezintă lipsa vegetației. De asemenea, putem avea și nuanțe intermediare de bi cu valori apropiate de 0 asociate terenurilor acoperite de pajiști. Acest indice este util în tratarea arealului vegetației, a tipologiei vegetației, a stării de sănătate a vegetației respective, a modului de utilizare a terenului și așa mai departe. Formula este una empirică ce folosește banda roșu și infraroșu apropiat și este în formă unui raport de benzi. Un exemplu, cam așa arată în partea din stânga sus. Aveți o imagine lansată din anul 2010, în culori naturale, iar în dreapta jos, un NDVI calculat pe această subscenă. Se poate observa că imaginile exprimate în tonuri deschise reprezintă vegetația, iar acolo unde nu avem vegetație, cu tonul de gri și chiar spre negru. Un alt indice este indicele îmbunătățit al vegetației. Acest indice a fost introdus mai târziu în literatură, de către Liu și Huet, în anul 1995. A fost dezvoltat pentru a îmbunătăți indicele normalizate de diferențiere al vegetației prin optimizarea semnalului vegetației în zonele cu biomasă ridicată, folosind pe lângă benzile spectrale roșu și infraroșu apropiat și banda albastru, bandă în care se colectează semnalul solului și reduce influența atmosferică și a aerosolilor. La fel, valorile sunt cuprinse între minus 1 și plus 1. Iar pentru valorile care exprimă biomasa, vegetația, cum vreți să spuneți, sunt între 0,2 și 0,8. Spre deosebire de indicele normalizate de diferențiere al vegetației, indicele îmbunătățite al vegetației este influențat mai mult de forma vegetației, de coronament, fizionomia plantei, decât de conținutul de clorofilă. Este util, normal, în studiul vegetației, în special cea amazoniană. Acest indicator a fost introdus de Huet studiind vegetația amazoniană. Estimarea volumului de dioxid de carbon în areale acoperite de păduri și așa mai departe. Formula pe care se calculează acest indice este următoarea. Este un raport între banda infraroșu apropiat și roșu, la care se adaugă și banda albastru și o serie de coeficienți. Coeficienții pe care îi vedeți în formula respectivă, și anume gain factor, coeficienții de ajustare a coronamentului și coeficienții de rezistență a aerosolilor, au fost calculați folosind de această dată imagini MODIS și au fost validați. Iar acești indici au următoarele valori. De exemplu, gain factor este 2,5, coeficientul de ajutare a coronamentului este 1, C1 are valoarea 6, iar C2 valoarea 7,5. Dar trebuie să țineți minte că acești coeficienți au fost adaptați pentru imagine satelitare MODIS. Un exemplu
în România, deci un compozit color MODIS și un EVI calculat pe subscenă MODIS. Trebuie să amintesc că pentru acești doi indicatori există produse la nivel global ce pot fi descărcate în mod gratuit. Acest subiect o să fie dezvoltat mai mult în seminarul de după amiază la MODIS Plan Product. Următorul indice este indicele de diferențiere al apei. A fost propus de către McClintock în anul 1996. Folosește benzile spectrale verde, unde radiațiile electromagnetice penetrează apa, și infraroșu apropiat, unde crește răspunsul spectral al umidității din solul, roci și plante, iar apa începe să absoarbă radiațiile în straturile de suprafață. La fel, valorile cuprinse între minus 1 și plus 1, tonurile închise cu valori mai mici de 0 exprimă luciul apei, tonurile deschise cu valori mai mari de 0 terenul uscat. Cartografierea corpurilor de apă, vizualizării diferențelor de turbiditate și conținut vegetal al apei și așa mai departe. Formula folosește banda spectrală verde și infraroșu apropiat. Pentru acest indice au fost mai multe abordări, și anume, Gau, în anul 1996, a propus o altă formulă, folosind doar benzin infraroșu, deoarece formula propusă de McFitters nu distingea foarte bine clădirile de corpurile de apă, deoarece reflectanța din banda infraroșu apropiată este mai mică decât din cea verde. O altă abordare a fost lui Roger și Fierni, în 2004, ce foloseau la fel, infraroșu mediu și o altă formulă a lui Sun 2006, ce folosea banda verde și infraroșu apropiat. Un exemplu de NDVI calculat, se poate observa foarte bine cu culori închise, cursul de apă, este râul Bistrița. Următorul indice este cel al de diferențiere al umidității, așa numitul NDMI. La fel, exprimă conținutul diferențiat de umiditate la nivelul elementelor peisajului și în special al solurilor, rocilor și vegetației. Valori între minus 1 și plus 1, valorile mai mari de 0,1 sunt simbolizate prin tonuri deschise și exprimă o umiditate ridicată. Iar cele cu valori sub 0, valori negative, exprimate prin tonuri închise, umiditate redusă. Util în cartografierea potențialului hidric. Formula folosește banda spectrală infraroșu apropiat și banda spectrală infraroșu mijlociu. Un exemplu, în zona munților Bucegi, se observă că tonurile cele mai deschise către alb semnifică exces de umiditate și este specifică situațiilor acoperite cu arealelor acoperite cu păduri de foioase sau de amestec, iar abrupturile calcaroase au un deficit de umiditate din cauza permeabilității rocilor. Un alt indice este indicele normalizat de diferențiere al zăpezii, ce a fost introdus în anul 1999 de Steve Jash și Wade. Folosește benzile spectrale verde, unde zăpada are o reflectanță mare, deci reflectă foarte mult, și banda spectrală infraroșu mijlociu, unde reflectanța este scăzută. NDSI tinde să reducă influența efectelor atmosferice, dar nu de tot. Valorile cuprinse între minus 1 și plus 1, în general, zăpada este caracterizată prin valori mari ale NDSI, valori de peste 0,4, și este exprimată prin tonul de culoare deschisă, către alb. Util în cartarea zonelor acoperite cu zăpadă, a proceselor de nivoație sau
aprecierea eficientă a suprafețelor cu potențial de amenajare a domeniilor schiabile. Formula, după cum spuneam, este o relație empirică ce folosește două benzi spectrale, infraroșu nociv și banda spectrală verde. Un exemplu din munții Rodnei și Bâlbiove, din data de 13.04.2007. Se poate observa că pe vârstul munților încă mai exista zăpadă la acea dată. Un alt indice este cel de diferențiere al construcțiilor. Introdus destul de recent, de către Zal, în anul 2003. Valorile acestui indice variază în funcție de semnaturile spectrale din banda infraroșu mijlociu, reflectanță mare a umidității din sol, vegetație, roci inclusiv a materialului de construcții, și banda infraroșu apropiat, unde o reflectanță mare are clorofila. Valorile sunt cuprinse între minus 1 și plus 1. Tonurile deschise simbolizează terenul acoperit de construcții, tonurile închise la culoare cu valori negative simbolizează celelalte elemente de peisaj. Util în cartografierea automată a așezărilor umane, precum și a unor elemente ale spațiului amenajat, diguri, drumuri, căi ferate, baraje. Formula, cum se poate bine vedea, și un exemplu în acest sens, se poate observa în imaginea din dreapta, exprimate prin o culoare de alb, arealul construit din zona localității Bacău. Un ultim indice este indicele normalizat de diferențiere al potențialului de ardere al vegetației. A fost introdus în anul 1999 de către Key și Ney și a fost validat pe un set de imagini cu păduri din Glacier National Park din SUA. Utilizează benzile în care răspunsul spectral al vegetației neincendiate, infraroșu apropiat, și respectiv incendiate, infraroșu mediu, sunt cele mai puternice. Diferențele de reflectanță semnifică prezența clorofilei înainte de incendiere, respectiv lipsa acesteia după incendiere. Valorii între minus 1 și plus 1, tonuri deschise, imagine cu exprimate în tonuri deschise și cu valori pozitive, exprimă zonele ce au un risc crescut pentru a lua foc. Iar tonurile închise simbolizează terenurile fără risc de a lua focul. Acest indicator poate fi util în special în zonele cu predispoziție la asemenea fenomene, în special în cele mediteraneene și de savană, dar chiar și în păduri, unde arele montane sunt caracterizate de o intensă furnizare a maselor de aer. Relația matematică a acestui indice și un exemplu tot din munții Făgărași folosind o scenă în lansă. Acesta nu este un indice, este un produs ce se obține folosind imagini satelitare, despre care vom vorbi mai pe larg la seminarul din această după-amiază. Câteva cuvinte. Este unul dintre cei mai importanți parametri ce pot fi obținuți pe baza imaginilor satelitare. Se bazează pe răspunsul spectral al suprafețelor în cazul benzilor termale. Există mai multe proceduri dezvoltate pentru extragerea informațiilor referitoare la temperatură din imaginile satelitare. Diferențele sunt dictate de specificul fiecărui tip de imagine. Cele mai multe metode de obținere a temperaturii la nivelul solului implică transformarea valorilor imaginilor, așa cunoscute sub denumirea de digital number, în valori de reflectanță, după care se aplică corecțiile necesare, atmosferice și așa mai departe, și în final se obțin valori de temperatură pe baza celor de reflectanță. De menționat câteva aspecte despre acest produs, este util în studierea, de exemplu, într-un oraș a insulei de căldură,
în agricultură. Există, la fel ca și pentru NDVI, NDSI și produse la nivel global, ce pot fi obținute din imagini MODIS NASA. Algoritmii de dezvoltare sunt destul de greu de dezvoltat, mai ales din cauza corecțiilor atmosferice ce trebuie să efectuate. Și acești indicatori trebuind validați ulterior în teren. De asemenea, nu există o formulă universală care să fie valabilă pentru toate produsele satelitare, specifică la Landsat, MODIS și așa mai departe. Un exemplu, zona localității București, vedeți și o legendă din data de 8-8-2011, care a fost temperatura la nivelul solului. Până la 44 de grade. Aplicarea indiciului de diferențiere este posibilă în cazul tuturor imaginilor satelitare spectrale. Se reduce considerabil volumul de muncă, aplicabilitate în cartografia tematică, deși formulele sunt empirice, de foarte multe ori rezultatele sunt suficient de concludente. Cam atât am văzut.